Colegi, începem în 5 minute. Se aude? Da, se aude, domnul. Mersi.
Bună dimineața, stimați colegi. Bună dimineața, domn primar. Bună dimineața. Și Hristos a înviat. Sper că sunteți... Bună dimineața, adevărat a înviat. Toată lumea bine. Putem începe? Sigur. Ok. În primul rând vreau să vă felicit cu sărbătoarea de 1 mai, este sărbătoarea oamenilor muncii. Avem foarte mulți muncitori, începând cu cele activități care se desfășoară în teren și finalizând cu cele care se realizează în birouri de proiectare, diferite entități. Și singurul lucru care vreau să spun aici și fiecare dintre dumneavoastră și fiecare dintre cei care muncesc în Chișinău, în Republica Moldova, merită un salariu mult mai bun decât este cel care îl primesc astăzi. Doar cu un salariu mult mai bun poți spune că mergem pe calea de bunăstare, creăm oportunități noi, creăm un confort minim pentru oameni. Și da, până la urmă, e și cheia pentru a lupta cu corupția, un deziderat pe care cineva l-a anunțat în spațiul public. Cel mai eficient este să lupți cu corupția, să ridici salariile la angajați. Și oamenii nu trebuie să stea cu mâna întinsă și nu trebuie să vadă ce fac iarna, cum se descurcă. Vă doresc tuturor ca munca să vă aducă plăcere, recunoștință și rezultat. Și să fiți apreciați conform efortului depus. Stimați colegi, în această săptămână avem un eveniment de amploare la Chișinău. Este vorba de Forumul Social Urban 2023, care va avea loc în perioada 4-6 mai. Forumul este organizat de Primăria Municipiului Chișinău cu scopul de a identifica cele mai bune soluții și practici europene de dezvoltare a domeniului social. În cadrul celor 13 paneluri ale forumului, participanții urmează să vizualizeze, să asculte prezentările a peste 100 de speakeri naționali și internaționali din 30 de orașe și din cele peste 20 de țări participante. Fiecare vine să ne vorbească despre traseul parcurs de orașul său, provocările întâlnite, soluțiile identificate și rezultatele obținute în dezvoltarea diferitor servicii sociale pentru locuitori. La Forumul Social Urban Chișinău 2023 vom pune în discuție 7 teme ce se referă la transformarea orașului în oraș mai sănătos, mai inclusiv, mai creativ, un oraș care învață, un oraș sigur, un oraș al generațiilor. Și un subiect care este de actualitate și va fi probabil în viitorul apropiat, dar și pe termen mediu, oraș eficient energetic. Astfel, ca pe termen lung, să putem spune că avem rezultate în optimizarea acestor procese și eficientizarea energetică a diferitor activități sau infrastructură pe care o avem disponibilă pe teritoriul municipiului. Cea de-a doua componentă a Forumului Social va fi și probabil în premieră pentru Republica Moldova, Expo Social, unde vor fi expuse materiale informative, promoționale, soluții digitale, produse din activitatea instituțiilor care prestează servicii sau dezvoltă servicii sociale. Pandemia COVID-19, criza refugiaților și criza energetică au afectat cel mai mult sectorul social. Prin urmare, ne propunem să identificăm soluții viabile de consolidare, dezvoltare și aliniere a municipiului Chișinău la cele mai bune practici.
De cealaltă parte, vreau să zic că și municipiul Chișinău poate împărtăși foarte multe practici bune, lecții învățate în această perioadă. Suntem determinați să consolidăm experiențele și eforturile în vederea dezvoltării orașului și transformării acestuia într-o capitală inclusivă, sigură, prosperă, cu oportunități egale pentru toți, în conformitate cu scopul principal al obiectivelor de dezvoltare durabilă, a nu lăsa pe nimeni fără susținere din cei care au nevoie de această susținere. Orașul Chișinău, așa cum spuneam, a înregistrat progrese în acest domeniu în ultimii ani. Despre proiectele implementate în capitală vor vorbi speakerii locale, fie că sunt din societatea civilă sau din administrație. Iar pentru că ne dorim o dezvoltare rapidă și armonioasă a orașului, vom prelua de la colegii noștri din alte țări cele mai bune practici și experiențe aplicabile pentru Chișinău. În același context, am să rog colegii odată în plus să transmită link-urile existente către toate primăriile din țară. Sunt provocări cu care se confruntă fiecare localitate, fie că este mai mică sau mai mare, și fiecare dintre specialiștii care lucrează în domeniu diferit și până la cei care sunt factori de decizii vor avea cu certitudine ce să ia pentru experiențele proprii și pentru a face lucrurile să se întâmple în localitățile lor. Deci, forumul va putea fi urmărit și în regim online, accesând diferite link-uri pe care astăzi le vom plasa, dar site-ul forumului este forumsocialurban.md, pe site-ul primăriei municipiului Chișinău, chișinău.md, pe pagina de Facebook a evenimentului, o găsiți în pagina de Facebook Forum Social Urban, pe Realitatea Live și pe YouTube pagina primăriei municipiului Chișinău. Un astfel de forum cu temă socială nu a mai avut loc în țara noastră, este în premieră. Astfel de evenimente sunt binevenite. Vreau să precizez că în urma organizării forului economic din anul trecut am reușit să atragem investiții sau să semnăm contracte sau să căutăm soluții pentru Chișinău deja o sumă care depășește 300 de milioane de lei și anume realizarea diferitor proiecte începând de la cele de infrastructură și finalizând cu proiecte cum ar fi managementul deșeurilor. Doamna Cutasevici, vă rog frumos foarte succint despre forum. Bună dimineața, colegi! Domnule primar, de principiu ați menționat toate cele care motivează și argumentează, structurează cumva zilele forumului, doar am să reiterez. În ziua întâi de activitate a forumului vor avea loc patru paneluri consecutive. E vorba de panelul Oraș Sănătos, Oraș Inclusiv, Oraș Care Învață și Oraș Eficient Energetic. Panelurile se vor desfășura în două părți, partea întâi de la 12:15 până la 14 și partea a doua va avea loc după amiază de la 15 până la 16:30. La final de zi, în data de 4, vom avea lecții publică, cum arată un oraș dacă ar avea mai mult building decât mașini. Lecția va fi prezentată de Lene Rachel Andersen, scriitoare, economistă, futuristă și filosofă daneză. Și de la 16 la 17 vom avea o altă lecție publică, prezentată de Janus Jus, care centrul creativ Teleschivi, exemplu de transformare a orașului prin creativitate. Asta e cu referire la ziua întâi. Sigur că în toate panelurile vom avea prezență urbană străină, inclusiv prezență locală și specialiști nu doar din mediul urban, dar și specialiști din mediul academic, fie local, fie internațional. În ziua a doua, pe data de 5 mai, panelurile vor fi structurate după cum urmează. De la 12 până la 13:30 oraș creativ, de la concomitent în acest interval va avea loc orașul sigur și oraș al generațiilor și pentru că avem o prezență foarte mare a celor din
rețeaua globală UNESCO, respectiv panelul oraș care învață experiența orașelor care învață din rețeaua UNESCO va fi extinsă și pentru ziua a doua, respectiv panelul oraș care învață va fi în același timp. În după amiaza zilei vom avea continuarea panelurilor Oraș Creativ, Oraș Sigur și Oraș al Generațiilor. Tot în același interval de timp vom avea paneluri dedicate programelor de tineret, un panel și programe de îngrijire și protecție a copilului. La final de zi vom avea o lecție publică prezentată de Felisa Tibiț, Catedra UNESCO în drepturile omului și învățământ superior din Universitatea din Utrecht, Olanda. Lecția are genericul Mișcarea Internațională pentru Educație în drepturile omului, oportunități de transformare și provocări persistente. La final de zi vom trasa acele obiective și concluzii pe care le vom desprinde din sugestiile și experiențele prezentate în cadrul forumului și pe data de 6 vor fi vizite în instituțiile care prestează servicii sociale. De astăzi deja încep să vină fie vorbitorii, fie persoanele care sunt delegații din ale municipalităților. Sperăm să reușim cu organizarea și logistică. E mult de lucru pentru că, într-adevăr, vom avea o prezență foarte mare și consistentă a vorbitorilor, cât și a delegațiilor participante la acest forum. Cam atât, dacă subțin, domn primar. Mulțumesc mult, doamnă viceprimar. Eu vă rog toată lumea să ne mobilizăm. Avem peste 60 de experți de peste hotare, experți de talie internațională și vă rugăm cât se poate să fim demobilizați și cât se poate de bine organizați în acest sens. Dacă ne să vorbim de domeniul social, în ultimii ani avem foarte multe instituții sociale și educaționale deschise noi, modernizate, cât și diverse programe sociale pentru persoanele din diferite categorii de cetățeni. Eu am să vă rog, exact ca și în cazul materialului pentru educație, următorul material să fie axat pe serviciile sociale care sunt oferite de Primăria Municipiului Chișinău, unde oamenii pot apela la aceste servicii, cum pot apela, care sunt criterii de eligibilitate. Pentru că am văzut că foarte multă lume totuși solicită aceste informații și vă rog și telefoanele să lucreze. Mă refer acum la Direcția Educației în special, pentru că știu că foarte multe apeluri au fost pentru a clarifica diferite întrebări legate de înscriere la școală, la grădiniță, la școlile de artă, la școlile sportive, taberele de odihnă care urmează. Săptămâna trecută, primăria a deschis împreună cu partenerii săi trei instituții sociale în Chișinău și anume a fost inaugurat Centrul Municipal de Zi pentru Copii cu Boli Rare și Autism în Fluturile Arbastru. Acesta este primul centru creat la nivel de municipiu, de asemenea factură. Capacitatea maximă a centrului este 30 de copii cu vârsta de la 3 la 16 ani. Aici urmează să activeze specialiști de profil, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, care vor desfășura diferite terapii, printre care distractive, culturale și sportive în funcție de necesitățile beneficiarilor. Avem în capitală centre municipale de zi, în număr total de 4, sunt oferite gratuit serviciile specializate pentru copii cu necesități speciale. În anul 2022-2023, Primăria Chișinău a creat 7 servicii noi pentru copii cu dizabilități sau care se află în situații de risc. Centrul a fost deschis de Primăria Chișinău în colaborare cu Uniunea Europeană, Fundația Soros Moldova, parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Institutul Virtutis Civilis și Asociația Obștească Copiii Ploiei.
Un alt centru deschis săptămâna trecută de primărie Chișinău este primul centru municipal de învățare și educație a adulților. Se pot înscrie și frecventa persoanele adulte aflați în procesul de căutare a unui loc de muncă, profesioniști interesați de a-și dezvolta competențele profesionale și civice și alți cetățeni interesați de învățare pe tot parcursul vieții. Deschiderea primului hub educațional inovativ din țară a fost posibil datorită investițiilor făcute de primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu reprezentanța Asociației Germane pentru Educația Adulților în Republica Moldova, DVV Internațional Moldova, în baza unui memorandum încheiat privind înțelegere și cooperarea reciprocă. Este un proiect mult așteptat și are de scop asigurarea accesului adulților din municipiu la oportunități de învățare și educație de calitate, o componentă esențială pentru dezvoltarea capitalului uman al orașului. În așa mod, Chișinău va realiza cel de-al patrulea obiectiv al Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă, și anume promovarea valorii procesului de învățare și educație a adulților și a învățării pe tot parcursul vieții. Oferim posibilitatea de învățare pentru toți și pentru fiecare, pentru a menține lumea activă acasă, aici, în Republica Moldova. Eu cred că municipiul Chișinău poate deveni un exemplu în acest sens, iar acest model poate fi multiplicat și în alte localități din țară. Așa cum ziceam, doamna viceprimar, haideți să identificăm, poate, exact după modelul centrelor de tineret, să replicăm în cazul în care avem o cerere pentru astfel de servicii și în alte entități pe care le avem în subordine din alte sectoare a municipalității. Conceptul de universitate populară din Germania poate deveni realitate și aici la noi. Oamenii trebuie să poată să învețe diferite abilități pe parcursul vieții pentru a se orienta în carieră și pentru a avea noi oportunități de angajare în câmpul muncii în funcție de acele necesități care sunt pe piața forței de muncă. La fel, săptămâna trecută, primăria Chișinău a deschis un nou centru municipal de tineret. Este al cincilea centru pentru tineri în Chișinău, în sectorul Botanica, în clădirea abandonată unde se afla serviciul stării civile și despre mare regret, unde reprezentanții preturii, după ce această clădire a fost abandonată de către autoritățile centrale, scos pungi de serinci și multe alte lucruri urâte care se întâmplau acolo. Eu mă bucur că noi am reușit să readucem clădirea în, să spunem, administrația municipalității și nu doar să o readucem, dar și să facem din ea un centru model pentru tineret. Acum sunt centre de tineret în fiecare sector al capitalei, iar încă 2 ani în urmă nimeni nu credea că vom reuși. Tinerii au activități diverse și asta ne bucură. Partenerii noștri aici sunt UNICEF Moldova și Pro Bono, pentru care le mulțumesc foarte mult. Amintesc că bugetul alocat de primăriei municipiului Chișinău pentru 2023, pentru domeniul tineret, pe programe noi care sunt, pentru a face ca tinerii cât mai mult să poată petrece timpul liber, să se angajeze în câmpul muncii, să fie motivați să-și deschidă o afacere. Iar acum suntem pe final cu un proiect, Casa ta în Chișinău, tot ceva inovativ pentru aproximativ 600 de familii tinere din municipiul Chișinău. Deci, bugetul este crescut, dacă este o comparație, cu acum 4 ani de zile, de 30 de ori. În continuare avem câteva proiecte și programe pe care le vom lansa în scurt timp, așa cum spuneam. Deci, incubatorul municipal pentru dezvoltarea antreprenoriatului pentru persoanele tinere, programul deci care să faciliteze procurarea de locuințe sau într-un fel pentru cei care deja au procurat locuințele, achitarea ratelor de credit, Casa ta în Chișinău, așa l-am denumit noi, suntem în dezbatere în funcție de acele disponibilități financiare pe care le-am programat pentru anul acesta. Cât privește activitățile prin oraș. În această săptămână, sâmbătă și duminică, mă refer aici la cele cu caracter politic, camuflate sub tot felul de evenimente publice.
Informez toate partidele, inclusiv Partidul Șoareni, care au vandalizat foarte mulți copaci și au încleiat prin toate parcurile și prin toate aleile multe anunțuri, scoci cu alte lucruri în acest sens. Au intrat cu mașini de mare tonaj în alei, în parcuri. Rog să nu faceți activități și să distrugeți alte bunuri. Rog poliția să documenteze, prietorii să fie foarte activ în această privință. Deci vă rugăm foarte mult să păstrați curățenie. Noi investim foarte mult în infrastructura orașului și deloc nu ne place când trebuie să venim să facem curățenie după voi. Totodată informez toți responsabili. Toate activitățile publice pe teritoriul Chișinăului au loc conform legii și să nu îndrăznească nimeni. Inclusiv consilierii municipali, unii sau alții spun că au discutat cu mine și eu aș permite ceva. Eu nu am permis la nimeni nimic ce este contrar legii sau ce nu se încadrează în aspectele de autorizare. Vă atenționez. Deci, dacă se mai întâmplă, să discutăm un pic altfel acest context. Nu facem noi curat după voi pe toți copacii, după ce înseamnă clear tot felul de anunțuri. În continuare sunt zilele de 9 mai și fel și Ziua Europei și rog să fie ordine în oraș, să fie asigurate toate cele necesare. La aceste evenimente, așa cum spuneam, vom participa. Referitor la ziua de 1 iunie, când avem summit-ul UE, am transmis toate propunerile ce ține din partea municipalității, vom realiza tot ce ne este în putere. Am comunicat că ar fi foarte bine să fie reparat drumul de la aeroport până la porțile orașului și până la Sângera. Sunt cont că noi deja neplanificat am făcut foarte multe lucrări și le facem în continuare pe Bulevardul Dacia, pe viaduc, pe strada Ciuflea și tot așa mai departe. Deci pe mai multe străzi în centrul orașului, am zis cumulativ, sunt investiții de aproximativ 174 de milioane de lei. De cealaltă parte, am rugat colegii de la guvern să aibă grijă de drumul, reparația drumului de la aeroport până la porțile orașului. Credem că este binevenit acest lucru, mai ales că noi nu putem să facem, nu avem nici surse financiare planificate, nu mai reușim nici cu licitațiile. Și după modelul pe care l-au aplicat autoritățile centrale în ceea ce ține de drumul până la Bolboaca, cred că trebuie să fie replicat acest model pentru oaspeții care vin în capitală și care nu merg direct la Castelul Menii, dar vor fi 2500 de persoane cazate acolo. Repet, în cazul drumului spre Bulbaca, unde s-a decis alocarea, cel puțin din spațiu public, ce am văzut, a 300 de milioane de lei și fără contractarea serviciilor de licitații, cred că asemenea abordare poate fi făcută și pentru porțiunea scurtă de drum de la aeroport la porțile orașului. Ce am discutat și ce putem, domnul viceprimar Ilie Ceban, ca membru a grupului, vă rog frumos să transmiteți acest lucru pentru colegii de la guvern. Deci 2500 de abonamente în transportul public care să se denumească summit în perioada 28 mai 3 iunie pentru cei care vor veni, jurnaliști, echipii de asistență, echipile tehnice, funcționari care nu sunt de cel mai înalt nivel, deci toți cei care vor asista delegațiile președinților și șefilor de guvern. Deci noi suntem gata să eliberăm aceste 2500 de abonamente în transportul public pentru oaspeții care vor veni și se vor afla aici pe perioada summit-ului. Vă rog cu Direcția Transport împreună cu domnul viceprimar de Ramură să vedeți cum putem face lucrurile astea și să le transmitem la guvern mai târziu de 20 mai, ca ei să poată să dea aceste abonamente pentru toți oaspeții care vin. Perioada, repet, valabilitate de câteva zile, consultat și cu cei de la guvern pentru ce perioadă ar fi cel mai oportun și sper că
aceste subiecte pot fi soluționate ca și celelalte pe care le facem noi, Primăria Municipiului Chișinău. Rog pe aceste abonamente să fie scrisă și adresa Transi ca să poată verifica rutele. Noi avem acest program și în limba engleză și este ușor accesibil pentru toată lumea. Dar și aspecte mijlocit portalului turistic din municipiul Chișinău, visit.chisinau.md, dacă vor avea și timp liber, să fie informați despre oportunitățile turistice, începând de la cele gastronomice, finalizând cu locațiile pe care le avem pe teritoriul municipiului Chișinău. Domnul Mihalache, vă rog să ne spuneți care este situația cu gropele din oraș și celelalte aspecte legate de infrastructura rutieră. Hristos în viață, bună ziua! Stimați colegi, domn primar, într-adevăr, săptămâna care a precedat a fost o săptămână favorabilă pentru lucrări. A fost o săptămână în care au fost, în principiu, pornite toate efectivele ex-drupă pentru lucrări de asfaltare, inclusiv lichidarea gropilor pe teritoriul orașului Chișinău. Am reușit să lichidăm și să asfaltăm peste 1600 de metri pătrați de lucrări cu beton asfaltic fierbinte. Au fost de asemenea executate lucrări, după cum toți au văzut, și ne cerem scuze pentru deranjul creat, în special în zona viaduct. Au fost inițiate lucrări de pregătire pentru aplicarea stratului de protecție ulterior Slarisil, în special pe zona viaductului până în zona intersecției cu București. Aici vor urma lucrări până la finele lunii mai. În complex mă refer și la aplicarea stratului de Slarisil. De asemenea, lucrări similare au loc și în sectoarele Rășcanovca, Buican. Toate sectoarele din orașul Chișinău au fost afectate de ploi și de apariția gropilor în carosabil. Și toate aceste zone sunt afectate de lucrări și de remedieri executate de către întreprinderea municipală Exgrupo. Suntem practic în toate zonele concomitent pentru a reuși să redăm carosabilul pentru deplasare sigură, pentru transport public și transport privat. În special vreau să mai menționez că pe lângă lucrările de asfaltare, se lucrează și inclusiv pe perioada de noapte, se lucrează la aplicarea marcajului rutier. Se depun toate eforturile pentru a restabili marcajul rutier care a fost șters, care a fost în procesul uzurii, practic, în unele zone nefiind vizibil. Se aplică marcajul în ceea ce ține de treceri pietonale și ceea ce ține de celelalte elemente de delimitare a zonelor de deplasare a transportului pe teritoriul orașului Chișinău, în special străzile și în special zonele de intersecții, zonele de deplasare a fluxurilor sporite de transport. Avem de asemenea ca o prioritate este și asigurarea nemijlocită a reparației și restabilirii. Mă refer la indicatoare rutiere, acestea tot sunt elemente de securitate și tot sunt un domeniu de atenție sporită pentru realizare și executare. Au fost efectuate de asemenea și asigurate licitațiile pentru achiziția acestor indicatoare rutiere și acestea urmând a fi amenajate conform solicitărilor și în conlucrare cu poliția rutieră sau inclusiv zonele care sunt depistate de colaboratorii Direcția Generală Mobilitate Urbană pentru a fi completate și schimbate în cazul de necesitate. Avem un volum foarte mare de lucrări. Ne străduim să recuperăm acele perioade de ploi care au fost săptămânile precedente și vom depune toate eforturile pentru a crea un confort de deplasare a chișinăuienilor și oaspeților pe drumurile din municipiul Chișinău. De asemenea, aș vrea să comunic că au fost, de către întreprinderea municipală Lumteh, au fost finalizate proceduri de achiziții pentru iluminarea stațiilor de așteptare și inclusiv
achiziția de corpuri de iluminat pentru securizarea trecerilor pietonale, obiective care vor demara din săptămâna curentă pentru a fi executate pe tronsoanele de deplasare sau de prioritate sporită și ulterior vor fi realizate toate celelalte obiective străzi unde avem astfel de zone periculoase sau zone unde urmează a fi asigurată trecere securizată pentru pietoni și deplasarea transportului fără riscuri de tamponare sau de apariția unor situații de accident. În ultimul rând, comunic lucrările pe străzile 31 august, pe Ghina și Alexandru cel Bun continuă, cum a fost în cadrul grupurilor de lucru și în cadrul planificărilor în ceea ce ține de summit, au fost convenite anumite condiții sau situații care urmează a fi asigurate. Acele lucrări care urmează a fi finalizate sunt acum în toi, se desfășoară cu implicarea agenților economici care execută lucrări pe aceste străzi. Săptămânile, practic pe parcursul lunii mai până la data de 25 mai, vor fi finalizate lucrările și în marea majoritate ne vom retrage cu tehnica grea, vom lăsa zonele care au fost implicate în lucrări curate, inclusiv restabilite pentru deplasare confortabilă pentru toți, inclusiv vizitatori, pentru locuitorii orașului și, în ultimul rând, vom asigura ca șantierele să fie curate și fără careva riscuri sau pericole de săpături sau surpări pe aceste zone. Și inclusiv toate celelalte zone, în special au fost anunțați toți deținătorii de rețele că începând din data de 15 mai nu vor mai fi eliberate permise de lucrări, reieșind din faptul că foarte deseori sunt cazuri când acestea se restabilesc cu întârziere, în condițiile date vom asigura ca toate cele lucrări care au fost deschise să fie finalizate și lucrările să fie inclusiv până la ultima stadie sau proces de finalizare a săpăturilor până la asfaltarea acestora pe toate obiectivele care au fost realizate până la data de 15, în special mă refer la AP Canal, Termoelectrica, Premier Energy și celelalte obiective, inclusiv private, care au fost emise permise de executare a lucrărilor. În rest, domn primar, suntem implicați în procesul și lucrările care sunt desfășurate pe teritoriul orașului și, de asemenea, în cadrul proceselor care urmează și mă refer la summit, ne vom implica și cu partea de transport public pentru asigurarea deplasării confortabile și sigurii a călătorilor pe teritoriul municipiului Chișinău. O să vedem inclusiv ce anunțuri vor face administrația centrală vis-a-vis de ziua de 1 iunie și în dependență de cele solicitări ne vom conforma. Mulțumesc. Raport finalizat. Bun, colegi, eu vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul în teren. Vă rog toți foarte mobilizați. Și știu că sunt opinii foarte critici referitor la traficul din cauza reparațiilor în oraș. Dar altfel nu putem. Trebuie să reparăm acum cât este timpul bun. Am avut perioadă de ploi, am avut perioadă de climateric când nu putem interveni și sper ca să rezolvăm toate subiectele planificate când avem timp. De asta ne cerem scuze pentru incomodități, dar altfel nu putem repara străzile din municipiul Chișinău. Vă doresc multă, multă sănătate și o săptămână cât mai reușită. O zi frumoasă, sănătate! O zi bună! O zi bună!